Cred că cel mai bine ar fi să trecem direct la subiect, așa că am să se rog pe participanții de la turbunile, de la Antwerpul, să se opriți și restul lor. Claudia, dintre cei mai vechi afiliați de la Antwerp. Sorin Poun, e prima oară de la noi într-o dezbatere, are emoții. Și Nicolae Slavă la Decotat. O să încercăm, avem cam jumătate de ori la dispoziție și o să încercăm să facem un pic lucrurile diferit. Să le facem... să le facem în tema discuției de astăzi, salut. Ai avut foarte multe întrebări. Aș vrea să fie interactivitate, avem jumătate de ori la dispoziție, aș vrea să puneți voi mai multe întrebări decât să punem, mai ales că avem și trei premii. O să vă anunțați pe tine să spuneți cu ce-i vorba. Așa în vedere că noi am dat după categorie unul de care am dat după categorie unul care care să venim în acolo cea mai interesantă întrebare, nu? Pe care trei întrebări, pe care Roxana... Da, iar Roxana va fi judecătorul și... Ca să-ți facem viața un pic. Prima întrebare, cum ați început la noastră și ce așteptări au fost pentru prețul business-ul de la noastră și o să vă rog pe bine, dacă tot. Deci, în măsură în direcție că nu am putea fi, cu sensul deja avem două site-uri în direcție într-un bașin de service, cum am venit, sunt are trei site-uri și două dintre ele sunt deja mai bine, cum am fost sensul de spate, de care și era să vină cu meu, dar al doilea am fost un loc pe care cred că nu știe mai mult meu. Am sensul de site nou, deci nu trebuie foarte mult mai mare, dar fără s-a crescut foarte mult pentru că am avut o perioadă în care ne-am stabilizat cu asta în urmă și
Nu știu, avem cu omul ăsta, am făcut cu Home & Deco. Eu n-am văzut până acum de viață atâta interes pentru lingerie de pat și lucruri pentru casă, în general. Cred că o să încerc asta și, primul rând, o să încerc fashion. N-am făcut fashion, nu mă pricep. Unii dintre advertiseri am înțeles că vor să ne ajute să înțelegem ce înseamnă nișa fashion. Pentru mine e o nișă, toate că e atât de vastă. N-am idee, vreau să învăț pentru că se cumpără. Aduce venit. Cred că aici asta e momentul pe care l-am vorbit înainte, că sunt folosit cu de inițiativă, de apucarea. Se consideră întrebare. Am de tot, sunt doar eu sunt după acolo. Așa, eu sunt așa. Eu sunt Paula Medea. Sunt de la Marchi, de la Marchi. Și dacă sunteți la Marchi, ați primit la Marchi, ați primit la Marchi, ați primit la mesajele prin care trebuie să vă rămâneți ca mine, să gestionează corect și cu rezultate munca de afiliat pe fașă. Ideea mea acum câteva luni a fost pentru că știu că sunt mulți oameni spăieți care vor să facă treaba aici și venituri, ne zicea colegul nostru, să incentivez cumva băieții. Știu că băieții nu prea aveau voucherele de soare și am zis, hai să le dau un voucher de ITNC. Hai să fac un deal cu Pickshop, de exemplu, și să-mi dea un voucher mare ca tot într-o competiție mișto pe care am lăsat un sistem. Am lăsat competiția, am făcut nebunia asta cu incentivarea, cu voucherele, am comunicat constant cu băieții, în încercarea de a atrage campania de fașă. Am mers și n-am mers. Și pe urmă am lăsat în faptul că e valul. Valul e că băieții nu înțeleg fașă. Și atunci trebuie să-i învățăm. Oricât i-am incentivat, câte premii am dat, tot degeaba. Nu știu cum să comunice și cum să le face pe femeie. Să le facă pe femeie, de exemplu, să-și dorească geanta asta. De aici pornim, am zis, hai să facem niște întâlniri în care să vă povestesc cam cum e cu moda, cum funcționează ea. Cum e cu aspirațiile, cu visele, cu nevoile femeilor lunare, ce merită promovat, pe ce poți să faci bani ușor, cum e cu magazinul nostru, cum funcționează el, cum e împărțit, unde-i focusul în fiecare lor. De ce? Pentru că odată cred ce vă însușiți chestiile astea generale despre modă și în special zic despre tine și despre cum funcționează, despre ecosistemul nostru, o să fie mult mai ușor. Știu de asemenea, și asta din nou m-a ajutat să trag concluzia propunerii unui training pe modă cu afiliații, că degeaba trimit eu mesajele în sistem, că nu prea necesar, sunt prea le deschide, sunt multe, sunt conștiente. La Black Friday, de exemplu, ca să avem performanța pe care am avut-o și a fost huge. Eu am avut 92% acoperire în social media doar ultimele. Ceea ce este enorm, comparat cu toate celelalte magazine care au făcut eforturi să se vadă prin bloguri și prin social media. La Black Friday, deci, am renunțat la platformă, am făcut un clasament, să zic, pe două afiliați în funcție de performanță din timpul de lucru și am comunicat direct unul cu ei. Am dat absolut tot ce a fost nevoie rapid, în timp real, mi-am ținut unii pe alții la curent și a fost în 10 ani. Asta e o Perfect, așteptăm o propunere concretă din partea noastră.
anul ăsta? Am început senzațional, dar în 2013 foarte greu. Am speranță că va fi bine. De ce am fost speranță? Ce n-a fost senzațional? Anul ăsta am crezut că e o diferență.
Da? Sau? La Facebook aș modifica, într-adevăr. Aspectul vizibilitatea când postăm un produs, dar pe Facebook campaniile, asta în trecut funcționează la fel. Cele tot de nu cred că e. Eu nu am văzut o schimbare. Da, să câte și nici eu, dar să respecte la multe. Ba mai mult au venit cu niște opțiuni noi în care se pot targeta clienții, îți crezi o listă cu clienții care îi ai și îți crezi niște campanii doar pentru clienții tăi. Da, văd așa, da. În afară de targetare, cred că se multe, dar în Exact. Ok, mulțumesc. Sorin, tu ce sfat ai dat ție pentru 2014 raportat la ceea ce s-a întâmplat în 2013? Ce ai învățat în 2013 de pe până la statuie? Perseverență, în primul rând. Că n-are rost să încerci 100 de proiecte să le abandonezi mai repede decât înainte să înceapă să dea rezultate. Cu cât te axezi mai mult un proiect și îți îndrepti atenția către el, cu atât îți mai multe idei strict acel proiect și primești feedback dacă vorbești cu advertiser și mulți dintre ei te ajută. Și eu fac AdWords. M-ai focusat de atât, la mine nu se poate. O să încerc Facebook. N-am încercat, n-am știut cum e. AdWords am început strict cu ajutorul Două Parale. Pentru că Două Parale mi-a finanțat campaniile. Eu am învățat AdWords folosind comisioanele primite din Două Parale. Și am investit foarte mult. Când ai început la AdWords? AdWords. Am găsit pe mine ianuarie. Și pentru AdWords îți trebuie o perioadă destul de mare ca să tragi o concluzie. În general, da, se ocupă și după parte și de alta și cam pe toate canalele de promovare. Trebuie o perioadă ca să poți trage o concluzie. Apropo de ce ziceai tu de perseverență și de focus, deci am observat și noi lucruri evaluate și pentru afiliați, pe de parte, dar și pentru advertiser și partea cealaltă. În cazul afiliaților avem numeroase sugestii, întrebări pe care le primim, de gen, ok, am primit 47 de click-uri, am acolo opțiunea că primesc 12 lei, 100 de click-uri, cum pot să fac ca să primesc bani. Asta nu trebuie să fie întrebări de pe lume pe care le primim. Nu, nu sunt relevant până în urmă, urmărești aceste statistici. Sau la fel pe partea cealaltă, la altă fază, ok, a intrat de 3 zile, a plecat 200 de afiliați, de ce nu mi s-a schimbat business-ul? Eu cred că advertiserii au acces mai ușor la... Ce le-ai recomandat, apropo de asta, ce le-ai recomandat de advertiserilor și de raportare la efectivă de data de afiliați? Stai, vorbim și de afiliații buni. Pentru că să-i ajute pe cei slabi care au potențial. Și potențialul ei pot să-l vadă. Ei au niște grafici acolo, din când am văzut eu. Ce o să-i nu știu, cu informații. ITNC, ce se vinde? Din ce domeniu? Cu ce faci? Ai un blog cu foto. Mai pune memorii RAM. Astea sunt niște chestii, sunt 30 ceva de mii de afiliați, nu? 30. Mulți dintre ei, părerea mea că s-au înscris doar pentru gândul că se fac bani. Dar nu mulți au idee ce înseamnă să pui un anunț care să facă bani. Dar faptul că face bani, mai sunt și întâlniri de astea. Exact, mai sunt și înregistrate și le pot accesa. Vezi statistici la advertiser, vezi afiliații performanți, îi poți ajuta să facă performanță mai mare. Ce înseamnă? Bonusuri presupune. Pe cei buni, poți să-i premiezi. Și pe cei cu potențial, poți să-i ajuți. Să devină și buni. Părerea mea, nu știu.
Eu fac pe partic. Eu, dacă am întârziere la plată, n-am cerut bonusul. Dar am cerut măcar constanță din la dotările pe care îi promovez. Exact. Eu dacă nu primesc plată la timp, de multe ori nu prea mai am fonduri să plătesc reclamă. Pentru că durează. Google îți ia banii în momentul în care stai la click. De la click până la vânzare și de la vânzare până la încasarea comisioanelor, durează și mai mult. Păi asta fac acum. Asta fac, dar sunt mulți pe care vreau să-i promovez și întârzie. Și concurența pe Adol crește rău de tot și noim foarte alert în România. Eu am început anul, cu costuri, deci în ianuarie mi-am crescut costurile de promovare de 7 ori. Dar tu pe ce nișă faci, Adolf? Crezi că am găsit să ne zicem până acum. Nu știu, e ușor de aflat. Dacă vreți să lasă cum să faceți promovare. Sunt într-o niște destul de concurențială în anumite programe, în altele nu foarte rău. Ideea e că m-am lansat pe cuvintele cheie care convertesc și care încep să poste, pentru că le găsesc cei buni. Aș vrea să întreb tot la mine, acum acela de lucru, ce am învățat ea în 2013 și ce fac ea pentru oamenii ăștia de când spate. Dacă am putea să fac un singur lucru mai bine, mai bine ca ne așa, să fac dacă nu fac de lucru. Pentru advertențe? Da. Trei cuvinte ce să am. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le facă advertențe. Câți afiliați sunt aici? Cine crede că este important, mă rog, ca să îl promovezi mai mult pe un advertiser, cine crede că este important să nu respingă atât de multe comisioane? Sau, mă rog, respingerea comisioanelor, cine crede că e o problemă? Cine vreau mai mult parte de aici? E o problemă cu respingerea comisioanelor. Nu știu, noi avem impresia, poate e impresia noastră, că de obicei se resping comisioanele mai mult. Ori e impresia noastră, ori pur și simplu se întâmplă ca o comandă, sau le observăm pe aia. Da, e proiectat. Hai, Domnul, poate să vă spun că la zi, a doua zi se întâmplă. A doua zi se întâmplă. A doua zi și vă spun de la customer care, adică vedeți și vă vedeți pe la noi, vedeți și putem să facem așa, v-am zis. Domnișoara, pe grijă când e migrați, că dacă vedea urmatul, la domnișoara migrații, vă rog, eu m-am dat o adresă așa de aia pe care o am istoric. Am găsit nici o comunicare, nu știu, poate, v-a zis oameni. Astea sunt situații care am făcut. Sunt situații care se la mai mulți comandă, seara, și din asta se răzumesc, am mai mulți și am mulți. Dar le-am luat și după 5 zile și după 10 zile. Noi să fim de zi, că am luat să fim să nu am luat 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 să nu am poate nu există în ție, dar nu există în variantă. Dar sunt situații foarte obioase în care, știi, ți se comandă, nu avem de exemplu, un editoric o femeie care te răspune, nu? Comandă continuu, dacă avem de oamenilor la clienții,
cumva inserzi în magazin. La UIA, zi procentual, ce te tranjează? Procente. Te tranjează un procent de respingere de cât la sută, ca să înțelegi și care. Nu știu la sută, dar doar de 12 comisioane, că 5 sunt respinse deja. Deci ai ce? Mă mai gândesc să mai promovând. Zice la sută. Sunt explicat. Scurile de înmânat. Au de ce dat informația asta? Și înțelegi. În general, de anularea comenzilor. Așa. Oricum,
Dacă ați ajuns la întrebare, că poate fi o pită de ceasă. Dacă ați fi sugestia, e că în momentul în care sunt... Nu, întrebarea mea este foarte clară. Atâta timp cât amândoi emit pretenții că sunt foarte interesați de afiliere, automat cine afiliați, nu intre în magazin, iar trebuie aproape 3 săptămâni în care să mă apropie ca și afiliat, că acolo dați-mi voie să întrebim în frumos. Iar celălalt nu ne comunică aproape deloc la nivel informatic ce se întâmplă în magazin, trebuie să căutăm noi, dacă ne aducem aminte, dacă pregătim magazinul concurent avocat, Ghinion, am avut Nicol. Ok, hai să vedem. Deci hai să începem cu prima întrebare. De ce ne-au luat 3 săptămâni? Deci noi aprobăm în fiecare lună mai, în continuare. Și voi avea mai multe
Dacă
există anumite bugete pe care producătorii sau importatorii bugete se marge. Dar tu seama că magazinul se costate în bugetul respectiv, ca să se curveze afiliații și să promoveze anumite produse. Și cred că 30 de zile e o soluție la
care am ajuns, noi totdeauna suntem presiuni în echilibru de la tătătătătă de azi și am ajuns la spusea ta ca fiind o soluție de echilibru și fără așa casă de la mamă așa peșa. Aș vrea să continuăm discuțiile în pauză, să se poate. 5 minute de pauză, după care o să facem să dați subiectivitatea asta. Aș vrea să spun ceva, dar thank you.